Alea. Doamnelor, domnilor, nu știu dacă sunteți obișnuiți, deși ar fi trebuit să vă obișnuiți până acum cu imaginea asta și cu eticheta asta, dar Mihai Sturzu a venit pe canapeaua noastră ca parlamentar. Bună dimineața! Bună dimineața! S-a terminat, gata, am scăpat pe prima parte a anului ăsta. Este vacanță la voi? E un fel de vacanță, nu-i vacanță. Lumea îi spune că e vacanță când mergem la Parlament, dar nu-i vacanță că ai altă treabă, adică te duci și spui ce ai făcut în anul ăsta și implementezi ce ai făcut. Cine are treabă? Cine are treabă, da. Eu îmi dau seama cât de tare am îmbătrânit împreună cu colegul Răzvan, pentru că mulți prieteni de ai noștri au ajuns în Parlament. Și alaltă ieri eram cine știe pe unde, prin turneu, pe scenă sau poate chiar pe băncile școlii. Dar asta ne face să înțelegem că dacă vrem să împungem pe cineva că nu ne place sau că ne place, avem pe cine. Astăzi vreau să vorbim neapărat despre celebra lege a voluntariatului. În primul rând, ce înseamnă treaba asta? Mă bucur în primul rând că spui că e celebră, pentru că eu nu credeam că e atât de celebră, de asta am și venit la voi. Legea voluntariatului e o lege foarte bună, pe care sunt mândru să spun că Parlamentul României a trecut-o acum de curând, în ultimele luni ale acestei sesiuni. Și prin legea voluntariatului, în România, în sfârșit se recunoaște voluntariatul drept experiență profesională. Astfel încât sunt convins că, nu știu, câteva milioane de tineri care se uită acum la noi, studenți, elevi și se pregătesc de vacanță, se întreabă oare ce aș putea să fac în vacanța asta să mă plictisesc. Și eu sunt aici să răspund că dacă se gândesc și la ce urmează după partea de studii, poate voluntariatul este o opțiune de a petrece timp util în această vacanță, pentru că vom scăpa de această problemă a celui care se duce să-și găsească un loc de muncă. Și știi cum e, prima întrebare e, dar tu ce experiență ai? Păi, dacă tocmai ai terminat școala la altă, ce experiență să ai? Prin această lege vom recunoaște, statul român recunoaște voluntariatul drept o experiență profesională. Bun, să o luăm pe pași. De ce ar avea nevoie el, angajatorul, de o astfel de lege? Nu se putea descurca până acum? Angajatorul are nevoie să știe că atunci când un om vine la un interviu, un om tânăr, știe ce are de făcut. Și îți dau un exemplu. E celebrul eveniment Let's Do It România. Da. Fata care s-a ocupat de PR-ul Let's Do It România, deci deși este o campanie de mediu, da? Să curățăm spațiile verzi. Da. Cineva acolo a făcut comunicare și PR. A avut grijă de relația cu televiziunea, a avut grijă de partea de comunicare. În urma experienței pe care a dobândit-o lucrând pentru Let's Do It România, din câte știu eu, acum este PR-ul INE. Și face PR internațional și o fată foarte recunoscută pentru calitățile ei profesionale. Ina n-ar fi luat-o probabil doar pentru că e o fată frumoasă, inteligentă, deșteaptă, ci pentru că a dovedit ceea ce știe să facă prin voluntariat. Asta mi se pare o chestiune foarte, foarte importantă și atunci, evident că orice om care are o firmă și care își dorește să angajeze pe cineva are mai multă încredere dacă acea persoană are experiență deja în domeniu. Pentru oamenii tineri care sunt încă în studii, e foarte greu să obțină experiența asta lucrând în același timp. Știi și tu cum e să și lucrezi, să faci studii. E foarte complicat. Da, da. Voluntariatul poți să-l faci și în vacanță. Poți să-l faci și într-un regim mai relaxat, astfel încât să nu-ți încurce prea mult studiile. Sau doar pe un proiect, nu neapărat. Sau doar pe un proiect, da, da, da. Trebuie să recunoaștem, amândoi muncim de tineri, trebuie să recunoaștem că dacă te ocupi de ceva, chiar și în formă voluntară, fără nicio remunerație, dacă te ocupi de ceva înainte să-ți termini studiile, ai un start mult mai bun când le-ai terminat. Mult mai bun. Altfel, termini studiile, ai pata la ma, dar de fapt nu te bagă nimeni în seapă. Acum o să fiu poate prea serios pentru ora te rog, asta. Te rog, mie serios îmi place. Așa, bun. Cea mai mare problemă în Europa și în România o reprezintă lipsa locurilor de muncă pentru generația tânără. Și nu numai faptul că cei care termină studiile se lovesc de un zid, cum spuneai și tu, că dacă n-ai apucat să muncești din timpul studiilor, ți-e un pic greu să te integrezi imediat după ce termini școala. Însă avem o problemă mult mai mare, și anume faptul că există câteva generații deja de oameni care au terminat studiile, se apropie de 28, 29, 30 de ani și n-au lucrat niciodată. Este ceea ce în Europa se numește generația pierdută. Eu sper să nu se întâmple același lucru în România încă, dar este foarte important ca acești oameni să integreze cumva în piața muncii, pentru că ei nu au reflexul de a se trezi dimineața sau și a duce la serviciu. Da. Ceea ce e foarte complicat. Sau de a face lucruri organizate. Da, sau de a face lucruri organizate. Și atunci, prin această lege, e un pas. Eu mai spun un lucru cu legea asta. Fraților, chiar se poate. Începuse prin a spune că avem prieteni parlamentari. Este un lucru foarte bun. Da. Înseamnă că generația noastră e o generație de oameni deștepți, tineri, pragmatici, o generație de oameni care au muncit
și care pot să facă lucruri, știi? Da, mai trebuie să dați un pic din coate. Mai pleacă ceilalți mai vechi. Mai îmbătrânesc, mai mor, știi cum e, depinde ce-ți dorești. Exact. Am înțeles. Care e atmosfera pentru voi, oamenii de 30 plus minus de ani în Parlament? Da, sincer, vreau să fiu. Acum eu, cea mai mare supărare a mea a fost, recunosc, și am spus asta mereu. În prima zi m-am dus la Parlament acolo și zic, domnule, uite, am aici un teanc de idei, vreau să le facem legi. Și un domn mult mai în vârstă, acolo, trecut, hârșeit prin Parlament, zice, păi stai, mă, unde te grăbești așa? Păi uite, am aici treabă, ce, băi, păi, dar durează ani de zile să treci o lege. Și atunci am un mandat de 4 ani, nu știu ce o fi după aia. Zic, dar îmi spuneți că eu în 4 ani trec cu o lege? Și a zis, păi dacă treci una ești tare, ce, păi, dar sunt legi care stau aici de zeci de ani. A fost prima lovitură pe care am primit-o. După care m-am prins cum funcționează și trebuie să vă spun că această lege a voluntariatului a trecut în 8 luni de zile. Ceea ce pentru orice om care se uită de afară pare foarte mult și pentru mine părea foarte mult, din interior văzând lucrurile e foarte rapid și este foarte eficient. Adică am știut să lucrăm, dar acum știm. E ca în banc, depinde din punctul cui vorbești. De unde te uiți, da. Dacă vorbești din punctul de vedere al melcului sau al testoase, a fost fulger. A fost melcuțuști. Două întrebări de final. Dacă cineva vrea să consulte povestea asta, o poate găsi undeva pe internet? Legea voluntariatului este publică, o găsește și pe site-ul meu www.mihaisturzu.ro. Acolo pun toate informațiile legate de lucrurile pe care le fac în Parlament și a fost deja și promulgată de președinte. Suntem foarte bine. O lege, dacă ești inițiator, ți se trece în CV? Adică poți să te lauzi? Știi cum e asta? Eu la această lege am avut 106 inițiatori. M-am dus și am rugat cât mai mulți parlamentari să o semneze, da. Pentru că aici e o chestiune politică. Știam că va ajunge în comisii. Cine știe cum urma să se întâmple să mai fie prieteni unii cu alții, să nu mai susțină după aia. Aha. Și eu m-am asigurat că au semnat din toate partidele pe legea asta, astfel încât să n-am probleme cu ea să se trezească vreun să o respingă. Am înțeles. Pentru că e greu, dacă o dată ce ai semnat, ți-e rușine să o mai respingi. Adică dacă ai semnat acum câteva luni, un lucru nu poți să spui acum că e rău. Și cam așa stau lucrurile. Se trece la CV. Sunt statistici foarte multe legate de activitatea parlamentarilor. Și ultima întrebare. Puține legi și trec însă. Dacă îl suni pe Victor Ponta noaptea, îți răspunde? Nu mai răspunde, pe vremuri răspunde, acum nu, acum e mai ocupat. Știu că ați avut tot timpul o relație strânsă. Mulțumesc tare mult că ai venit pe la noi. Mulțumesc și eu. Oamenii sunt invitați pe internet să studieze problema cu voluntariatul și, de ce nu, să se ducă naibii lui la muncă. Se ducă, e o vară frumoasă și putem face și lucruri utile pentru fiecare dintre noi în vara asta. Mulțumim.